ziua și bine v-am găsit la emisiunea 10 lei cu Dumitrița Culiuc. Discutăm astăzi cu somelierul Mihai Druță și fondatorul Asociației de Somelieri din Republica Moldova. Bună ziua! Bună ziua, Dumitrița! Vreau să ne spuneți pentru început, vă mai amintiți cum ați descoperit această profesie, ce imbold ați avut să deveniți somelier? De fapt, profesia de somelier este mai puțin o profesie, este un stil de viață și o ocupație care implică foarte mult timp, implică o dezvoltare permanentă și implică studii în continuare. Iar cum am descoperit această profesie, cred că am fost din cei puțini norocoși care odată după absolvirea facultății am început să lucrez privind ceea ce am studiat. Am absolvit Universitatea Tehnică și am făcut o specializare în această profesie, iar am avut o practică inclusiv și apoi continuu până în prezent. În 2019 ați fost ales în top 5 cei mai buni somelieri din lume. A fost un scop să obțineți acest titlu? Da, este, voi corecta puțin, Dumitrița. De fapt, am fost ales ca un degustator etalon în cadrul unui concurs mondial de degustare a vinului. Deci este un concurs, unul dintre cele mai prestigioase concursuri din lume, care adună peste 200 de jurați de peste 100 de țări ale lumii și în cadrul acestui concurs se face o analiză a celor participanți, deci cei care jurizează, cei care pun puncte și cele mai bune rezultate se premiază, deci iar sau dacă am putea spune așa, se premiază, deci se menționează. Și a fost introdus acest parametru ca un degustator etalon. Deci se face un studiu privind nu doar deci, 5 ani. Timp de 5 ani studiază rezultatele care le prezinți în cadrul concursului și atunci iată îți oferă un premiu simbolic. Nu a fost un scop, dar ne bucurăm de rezultat. Înseamnă că e așa cum trebuie. În Republica Moldova sunt apreciați sau sunt căutați somelierii? În ziua de astăzi, în anul 2022, da, sunt la mare căutare din cauza că și cultura consumului de vinuri și de băuturi crește. Atunci când am început, toți luau un deridere, chiar dacă facem o retrospectivă de ceea ce s-a întâmplat, îmi amintesc că adunam restaurantele, făceam careva degustări, inclusiv la vinărie, adunam proprietarii de vinării ca să le demonstrăm că este necesară această profesie de somelier, iar acum este puțin invers, deci vinăriile sau restaurantele caută aceste persoane ca să lucreze, ca să promoveze vinurile în localurile lor. Inclusiv chiar în anul 2022, deci se fac deja niște liste de vinuri, niște cărți de vinuri, unde inclusiv restaurantul vine cu o selecție mai mare de vinuri, iarăși dacă ne facem așa o retrospectivă în jur de, hai să spunem, 11-15 ani în urmă, era doar un monobrand pe piață și atunci în restaurant puteai găsi doar un producător, maxim 2. Acum, slava Domnului, găsim în restaurante și o mică alegere, deci este o diversificare, sunt și producători mai mari și mai mici, ceea ce duce la o concurență loială. Dar dacă e să vorbim despre remunerare, este pe măsură remunerată această activitate? Dacă să vorbim despre bani, cu siguranță remunerarea corespunde realităților pieței noastre. Cu siguranță fiecare angajat dorește să primească mai mult, iar fiecare ofertant dorește să plătească mai puțin. Dar un somelier bun, un somelier care are o practică foarte bună, o experiență, ar putea câștiga bine, inclusiv pe anumite proiecte. Dar dacă e să comparăm salariile sau remunerările din Republica Moldova cu cele de peste hotare, de exemplu Franța sau alte țări? Peste hotare sunt mult mai mari, mult mai mari.
psihotare, avem salarii care ar putea fi mulțite de 10 ori la salariul din Republica Moldova. Asta e realitatea. Din cauza asta foarte mulți băieți sau persoane capabile pleacă psihotare. În multe țări lucrează acolo în restaurante, lucrează acolo în hotele prestigioase, studiază, lucrează cu vinuri internaționale și au o dezvoltare foarte bună. Noi, cei care suntem aici, ne conformăm cu realitățile pieței, cu producătorii noștri și încercăm să promovăm vinul nostru aici, acasă. Mulți vă cunosc ca somelier, dar probabil mai puțin vă cunosc din partea antreprenorială, aș zice eu, pentru că ați fondat școala de somelier din Republica Moldova, mai produceți și un vin mied. Da, o băutură mied. De fapt, ca antreprenor analizez activitatea mea, nu prea îmi reușește, să vă spun sincer, din cauza că un somelier, eu încerc să fac o paralelă, un somelier nu tot timpul este un antreprenor de succes. Din cauza că un somelier lucrează foarte mult cu oameni, el trebuie să iubească oamenii. Un antreprenor tot lucrează cu oamenii, dar are o altfel de gândire. Școala de somelier, asociația de somelier, avem activități, inclusiv activități de promovare, inclusiv participăm la careva concursuri internaționale, încercăm să facem cunoscute țara noastră, vinurile noastre peste hotare, plus să aducem valoare la cele persoane care lucrează aici, în restaurante, facem degustări tematici pentru membrii asociației, facem pentru acele persoane care doresc să cunoască mai mult în vinuri o specializare în această profesie. Deci avem o activitate. Despre băutura aceasta, da, n-am spus că e vin din cauza că vinul face parte exclusiv din struguri sau din must fermentat de struguri. Miedul face parte din miere, deci este legat cu mierea de albini. Pentru a promova această băutură pe piața noastră este destul de greu, din moment că avem o concurență foarte aprigă cu vinul, cu berea, cu alte tipuri de băuturi, plus piața noastră a băutorilor, am putea spune așa, este foarte conservatistă. Deci sunt obișnuiți cu anumite și pentru a introduce ceva nou este destul de greu. Avem careva reușite pe piețele externe, asta ar putea fi România. Deci în România avem vânzări mai bune, dacă am face o comparație, decât în Republica Moldova. Avem și un export mai mare într-o țară mai îndepărtată, pe continentul african. Acolo unde piețele iarăși pot accepta, sunt mai mari și un produs poate fi valorificat. Dar dacă am vorbit despre targeturi și țeluri, cu siguranță planificăm ca fiecare moldovean să guste cel puțin o sticlă de mied în viitor apropiat. Dar inițial, când ați început producerea sau când planificați să produceți, a fost scopul să-l promovați aici, pe piața internă sau internațional totuși? Istoria este destul de simplă. Era într-un timp pandemic, atunci când restaurantele nu lucrau, evenimente somelierul nu avea, deci somelierul Mihai Druță nu avea, și atunci trebuia să fac ceva ca să câștige și nimeni nu știa cât va dura această situație. Da? Având capacitatea, da, din cauza că provin dintr-o familie de vinificatori și părinții fac vin, nu fac vin nu în cantități industriale sau dar nici nu vin de casă, deci este fac vin într-o categorie tehnică, am folosit capacitățile, da, și atunci mai avem acest proiect destul de bun. Mie îmi place cum se dezvoltă. Cu siguranță aș fi vrut să se dezvolte mai rapid, dar iată, asta e. Planul era, da, planul era piața locală, exportul, deci am observat, am avut un feedback foarte bun aici și inclusiv la partenerii care l-au gustat, la fel, le-a plăcut și l-au luat cu ei în țările de unde vin. La această etapă putem vorbi deja despre un profit sau încă? Nu. În continuare este nevoie de investiții.
cu cât mai mult lucrez, dacă am aborda o temă economică, da, cu cât mai mult încerc să promovez produsul, să-l aduci la niște standarde internaționale, să corespunzi cu niște cerințe, intri într-o competiție mai aprigă și atunci ai nevoie de investiții mai mari. Asta se poate face iarăși din start cu investiții mai mari, să ieși pe piață, dar înțelegi că a ține ritmul trebuie să faci față noilor cerințe, etichetă, sticlă, deci tot, trăsăturile produsului. Și atunci, ca să realizezi asta, ai nevoie de investiții mai mari și mai mari. Deci este o competiție contra timp și este nevoie de foarte mari resurse și inclusiv financiare. Să presupunem că eu sau orice alt tânăr planifică să lanseze un nou vin sau o nouă băutură. Care ar fi principalele investiții pe care trebuie să le facă? Părerea mea, mult mai simplu ar fi fost să lucrez pentru cineva decât să fac propria afacere, mult mai simplu. Iarăși, investiții, eu aș face primele investiții în studii, de a învăța din start, de nu a face greșeli și a face greșeli pe banii tăi, dar să înveți să ai o experiență, să lucrezi posibil la cineva, să capți această experiență, ar putea lucra undeva psihotare, să înveți cum se face vinul, de ce este nevoie și atunci să revină să-și facă afacerea sa, din cauza că orice greșeală poate fi fatală în antreprenoriat și atunci o investiție care nu este făcută cu cap la fel poate duce la rezultate foarte, foarte rele. Dar atunci când lucrezi iarăși, pentru un tânăr antreprenor trebuie să înțeleagă că el nu are un program de lucru bine stabilit, el lucrează foarte mult, lucrează permanent și atunci când lucrezi pentru cineva, lucrezi de la oră la oră și atât. Dar când lucrezi pentru tine, ești mereu încordat. Dar iată, vorbind despre școala de somelier pe care ați lansat-o, ce fac studenții care vin acolo? Ce învață? Și dacă este solicitat, desigur. Da. Recent am absolvit, deci am avut chiar două vinării. Adică participanții deja lucrează la vinării. Am putea spune că ei sunt ghizi, deci sunt niște oameni foarte profesioniști, au ales să facă cursurile din cadrul Asociației de Somelier din Republica Moldova, din cauza că au avut să aibă o experiență, ceva care, deci este vorba de studii, deci atât două vinării cu reputații, iar participanții sper că au găsit cei ce au căutat, au avut experiență inclusiv în degustarea vinului, din cauza că un somelier este o profesie care mereu implică exersare. Asta este ca un sport. Deci este foarte greu să guști foarte bine vinuri atunci când guști vinul o dată în lună sau restul. Deci este nevoie să guști permanent. Și mai mult ca atât, în cadrul acestor cursuri, facem o selecție de vinuri, gustăm mai multe vinuri, mai multe tipuri și atunci tot îți dezvolți inclusiv papilele gustative. Fix așa cum te duci la sală, deci cum poți să alergi repede dacă în viața ta nu ai alergat sau nu ai ridicat greutăți. La fel este și cu degustările astea. Și sper că participanții și-au dezvoltat abilitățile lor de a degusta, au cunoscut și alte vinuri de care sunt obișnuiți, iar cât de solicitant, nu chiar este atât de solicitant, în fiecare săptămână nu se organizează aceste cursuri, nici în fiecare lună, odată, cred, la jumătate de an, cam așa ar fi. Oricine are potențialul de a deveni somelier? Nu. În primul rând, sunt câteva reguli. În primul rând, trebuie să fie dezvoltate papilele gustative. Deci dacă am întâlnit astfel de persoane care nu au miros sau nu au gust, da, nu știu, fie în urma unei boli sau fie psihologic, este o problemă, dar nu simt, da, sau nu s-a lucrat la acest moment. Punctul 2, persoanele, deci este vorba de caracter. Dacă ești o persoană închisă, poți fi un degustător foarte bun, dar nu vei fi somelier, din cauza că lucrezi cu oameni,
și ești permanent între oameni, ai foarte mulți oaspeți, trebuie să le vorbești despre vin și atunci când nu-ți plac oamenii, cum poți să le vorbești? Iar punctul 3, să știți că un sommelier este un negustor de emoții. Da? Și atunci el vinde aceste emoții, deci trebuie să vinzi aceste emoții, nu vinzi doar un produs, vin. Cât de dezvoltat este turismul vitivinicol în Republica Moldova? Este în permanentă, deci se dezvoltă foarte bine. Mai ales că s-a dezvoltat foarte bine în perioada pandemică, atunci când oamenii nu puteau călători peste hotare sau călătorile peste hotare le cauzau anumite probleme, au ales să descopere vinăriile de la noi, iar cu ajutorul inclusiv donatorilor internaționali s-au realizat foarte multe proiecte destul de frumoase. Apropo, cei care ne ascultă și ne privesc ar putea să profite. Este o serie de vinării mici care oferă posibilitate de cazare, posibilitate de turism vitivinicol. Vinăriile mari la fel. Deci nu este o problemă acum să te urci în mașină cu prietenii, să pleci, să ai parte de degustare, să ai parte de acele emoții care am vorbit înainte, legate de vin, legate de un apus de soare, deci este destul de frumos și este foarte accesibil în comparație cu acest turism care noi suntem obișnuiți de a pleca peste hotare. Da? Mai mult ca atât, acest turism vitivinicol ar putea fi și un turism gustos, se mănâncă bine, se bea bine, se discute, deci este un turism de perspectivă. Eu cred că, iarăși, inclusiv și vizitatorii și cei ce ne vizitează, bine, acum mai puțin sunt părțile care erau vizitatori destul de mulți din Ucraina, din Rusia, din cauza că aceste țări au un barieră mult mai mică de limbă, practic fiecare vorbește rusă și poate să se înțeleagă cu acești turiști, inclusiv destul de mulți vizitatori avem din România, care iarăși explorează, vizitează și vinăriile noastre. Dacă faceți o retrospectivă din momentul în care ați absolvit universitatea, ați început să activați în domeniul vitivinicol, cum s-a schimbat acest domeniu de atunci până acum? Spre bine. Mi-amintesc, deci, în primul rând, sunt mai multe puncte, da, iarăși. În primul rând, avem o creștere a micilor producători. Atunci când am început, chiar și acum am țin minte, am fost invitat la o prezentare a Asociației Micilor Producători și erau doar 5 în această asociație, doar totul se începea. Acum sunt 60, peste 60, da? Vă dați seama, deci, este o diversitate foarte mare. Vinăriile mari deja au înțeles că piața internă sau piața autohtonă la fel este o piață și la fel se promovează foarte bine cu produse interesante care sunt destinate sau sunt targetate concret pentru consumatorii de vinuri de aici. Numărul de consumatori de vinuri este în permanentă creștere și este deja de un bun augur să te pricepi în vin și vorbim și de o cultură a vinului. Deci avem o dezvoltare corectă, inclusiv produsele care acum se găsesc pe piață, sunt produse cu care ar putea fi competitive cu oricare produs din lume. Iar medalile pe care le înregistrează, le cuceresc vinurile noastre, sunt medalii internaționale la concursuri internaționale și aici încă o dată demonstrează că vinurile noastre sunt unele dintre cele mai bune din lume și avem cu ce să ne mândrim. Se înțeleg că Republica Moldova are potențial de a se dezvolta în acest domeniu? Da, are un potențial extraordinar de mare, este doar puțină răbdare de a face acele investiții și de a promova acele reguli, să spunem așa, de joc a pieților pe care vor să se expună producătorii. Care da. Ar fi aceste reguli? Păi dacă vorbim de o piață europeană, atunci pentru piața europeană foarte mult contează vinurile cu indicații geografic protejate sau cu denumiri de origine controlată, da? Să fie o trasabilitate foarte bună a produsului, de unde vin strugurii, cum se procesează, cum se îmbutilează, deci să fie foarte, foarte clar. La fel este important și partea turistică din cauza că cum poți să te promovezi ca un producător de săvârșit, de succes internațional, când nu vinzi nicio sticlă local și nu ești apreciat deloc local. Da, asta la fel
trezește multe întrebări la cei parteneri internaționali. Cam acestea ar fi, deci, din primele idei. Iar trebuie, în primul rând, să, deci, producătorii trebuie foarte mult să axeze pe acel vin care vine din Republica Moldova, asta, adică să aibă o amprentă a regiunii, da, asta aș vrea să spun, să se promoveze și să facă ca vinul din Republica Moldova să fie complet diferit și să lasă o senzație sau o amintire în mintea celor care îl gustă internațional. În contextul războiului din Ucraina, cum a afectat producătorii de vin din Republica Moldova? Aș spune că nu doar producătorii de vin afectată această situație. În primul rând, iarăși, cred că domeniul vitivinicol este afectat cel mai mult, dar avem multe industrii care sunt legate. Da, în primul rând, logistica. Deci logistica asta este acel export care se făcea prin portul Odessa. Da? Acele materii prime care se cumpără pentru producerea, iarăși, cutii de carton, sticlă, dopuri anumite, da? La fel Ucraina făcea acea logistică și dacă facem o analiză, da? Și ne raportăm la datele oficiale din cadrul conferinței naționale, oficiului național vii și vinului, am observat că din țările importante care cumpărau vin din Republica Moldova este atât Ucraina cât și Rusia. Da? Și atunci, iată, această situație oricum ne va da anumite urmări, dar sper să ne reorientăm și cum discutam cu cineva din industrie, Republica Moldova mereu era în crize. Timp de 30 de ani noi mereu avem confruntări sau ceva și atunci cu o criză mai mult, cu o criză mai puțin, deja suntem obișnuiți. Sunt unele strategii pe care le putem folosi sau le pot folosi producătorii sau în general domeniul vitivinicol pentru a evita cumva aceste consecințe, poate mai mult să se orienteze pe piața internă sau... Dacă luăm o statistică, 90% oricum din tot produsul este un produs pentru export. Ar fi bine de diversificat piața, deci să nu ne axăm doar pe piețele tradiționale. Da. Este foarte comod de aplica în Ucraina, de aplica în România, este aproape, dar oricum este nevoie și să lucrăm mai departe, deci globul este mare și atunci țările la fel. Din greșeli la fel, nu trebuie să avem doar un furnizor, da, cum de sticlă sau nu, doar un furnizor de cutii, trebuie de diversificat acești furnizori, de avut mereu pregătit planul B. Cam asta ar fi. Iar să fie mereu cu mâna pe puls, privind schimbările, inclusiv schimbările de legislații, da, iarăși anumite țări au anumite cerințe față de etichete, ce este scris, cum, și atunci, iarăși, să nu fac acele greșeli care ar putea duce la niște pagube, inclusiv materiale mai mari. Avem și o provocare, o să vă rog să aruncați moneda de 10 lei. Mhm. Și va fi ajutor sau promovare. Da? Da. Ok. Momentul adevărului. Așa, o să aveți o provocare de la noi. Da. Vă oferim o întrebare. În timpul discuțiilor am observat că folosiți cuvântul sommelier și nu sommelier. Puteți să ne argumentați alegerea dumneavoastră? Sunt anumite dezbateri pe această temă. Din moment că în dicționarul explicativ al limbii române și iarăși, având anumite evenimente în România, am observat că colegii de acolo folosesc cuvântul sommelier. Ce cu în dicționarul explicativ în limbii române este cu un M și cu R la sfârșit, deci logic este sommelier, dar fiind un vorbitor de limbă franceză, am observat că în franceză este sommelier, da? R nu se citește și atunci fac o analogie cu denumirile de soiuri, cum ar fi Cabernet sau Chardonnay sau Merlot,
unde noi pronunțăm fix așa cum se pronunță în limba franceză. Și atunci, pentru mine, asta este părerea mea, eu folosesc cuvântul de acolo de unde el vine, vine din limba franceză și atunci eu îl numesc sommelier. Ce trebuie să cunoaștem în timpul unei degustări de vin? Prima lege, care o spun pentru cei care participă la o degustare de vin, da? Fie că este cu prietenii sau fie că este o degustare oficială, în spatele oricărui vin stă un om sau o echipă de oameni care a lucrat cel puțin un an. Și atunci nu este prea corect să spunem că vinul acesta nu este bun sau nu este calitativ, din cauza că noi nu avem un drept moral să facem asta, atât timp cât vinul este făcut cinstit și are o muncă enormă în spate. Da? Vinul ar putea fi nu pe gustul nostru, dar nici de cum nu poate fi un vin rău. Da? Iar oamenii sunt diferiți și gusturi sunt diferite. Și atunci, iarăși, în spatele oricărui, trebuie să știm, în spatele oricărui vin este o muncă enormă. Care au fost cele mai bune vinuri sau vinurile care v-au impresionat cel mai mult? Nu am un vin preferat. În amintire îmi păstrez vinuri care m-au impresionat, depinde foarte mult de dispoziție, depinde foarte mult unde gust aceste vinuri. Cu siguranță apreciez vinurile internaționale care au o reputație imbatabilă, care sunt clasificate și au o notorietate enormă, dar la fel apreciez foarte mult un vin necunoscut de la un mic producător care este făcut din inimă și din suflet. Da? Nu aș putea să vă spun că, uitați-vă, sunt impresionat de un Chateau Margaux, sunt aceste vinuri, dar nu sunt ca o referință. Deci sunt o referință posibil într-o anumită situație, într-o anumită situație din viață. Și sunt pe același cântar cu vinuri de la un mic producător, de la Nicolae Tronciu, care îl face și care m-a servit duminică și eu, iată, îl știu de la piața ecolocal și rest. Deci, asta e ideea. Da? Pentru cei care se uită, aș recomanda la fel că să guste cât mai mult, din cauza că lumea vinului este enormă și atunci este păcat să vă axați doar pe un vin de la un producător. Să trecem puțin și la bani. Ați dat vreodată bani mulți pentru un vin? Da. Care a fost suma cea mai mare? Chiar săptămâna aceasta am cumpărat, cumpăr vinuri anumite pentru colecții, cumpăr vinuri porsim anumite pentru iarăși amatorii de vinuri, da? Sunt diferite sume? Nu știu, pentru cineva 500 de lei mult pentru un vin, dar pentru cineva este puțin. Deci, independență. Nu este o sumă, da, concretă, dar pentru anumite vinuri investesc. Da? Poate mai puțin decât mi-ar fi dorit, dar asta-i. Apropo despre colecție și investiții, cunoaștem că dumneavoastră colectați sau cumpărați unele vinuri pe care le depozitați, le păstrați pentru că credeți că vor avea o valoare mai târziu. Nu, este o idee mai complexă. De fapt, nu sunt doar eu personal implicat în acest proiect. Sunt acei investitori care investesc acești bani. De exemplu, proiectul In Vino Enoteca la fel, deci este parte acestei chestii. Se cumpără vinuri de la producători, este un proiect care are propria colecție și atunci peste anumit timp vinurile cresc în valoare, nu toate, sunt vinuri care descresc în valoare, deci este o chestie relativă și cu asta ne ocupăm, se bazează inclusiv pe momentul gustativ, deci se gustă vinurile într-o comisie, se pun note, se vede potențialul de învechire, de maturare și atunci se iau decizii de investit în acest vin sau nu.
Este o investiție sigură sau totuși... E o investiție mult mai sigură decât, haideți să spunem, Dumitrița, decât, nu știu, acum este în vogă Bitcoin sau alte valute. Vinul mereu poți să-l bei și să-l savurezi, dar acel Bitcoin, ce să faci cu el? Da? Doar să-l vinzi. Adică eu cred că e mult mai sigur atunci când ții ceva în mână. Aceste vinuri pe care le păstrăm, ele pot fi mai târziu consumate? De fapt, un vin mare, un vin care... Deci, ca să vă dați seama, vinul este ca și omul și el are o viață, da? Sau o viață unde el poate fi activ. Și atunci noi avem vedete, avem staruri care fac copii și la 70 de ani, iată, avem, da? Dar sunt, din păcate, mor staruri și la 30 de ani. La fel și cu vinul. Deci sunt vinuri care se păstrează și au un termen foarte lung și asta foarte mult contează cum s-a păstrat, unde s-a păstrat, în ce condiții, da? Și atunci când investești, deci asta și ideea și vinul crește în valoare. Și avem exemple în lume, de exemplu vinuri de pe Titanic. S-au ridicat vinurile de pe vasul scufundat și s-a organizat o degustare închisă cu una dintre cele mai scumpe degustări din lume. Și le-a fost interzis să spună despre vin. Nimeni nu știe cum a fost vinul, dar a fost savurat în orice caz. Și s-au plătit foarte mulți bani. Iar dacă credeți că noi avem un vin în cadrul colecției noastre, în patrimoniul național, deci în cadrul combinatului de vinuri Cricova, da? Avem un vin cel mai vechi, vinul pastoral. Cineva iarăși de multe ori întreabă, poate fi servit acest vin sau nu poate fi servit? Deci poate fi servit, da? Dar dacă va avea un gust unul sau altul particular, nimeni nu riscă. Deci trebuie să pui banii pe masă, să-l guști, să spui. Deci asta este ideea, da? Iar dacă un vin costă acești bani, înseamnă că în spatele lui, vă trebuie să vă dați seama că în spatele vinului nu este doar produsul, nu este doar tu beai acest produs, beai această licoare, Bacchus, dar tu faci parte în acea lume, vă dați seama, să consumi un vin care încă nici internetul nu exista, sau vinul până la primul război mondial, sau între aceste două războaie. Deci este o filosofie întreagă. Care sunt criteriile după care putem aprecia un vin? Bine, criterii gustative. Bun, apropo la vin, este destul de interesant că noi avem și criterii de chimie, da? Avem parametri chimici, avem analize de laborator, care luăm în considerație. Și avem organoleptici, deci degustând un vin, datorită faptului că toți suntem diferiți, da? Și iarăși, dacă acum nu prea este în vogă de a face proverbe în limba rusă, dar a vкусах не спорят, да? Păi, la fel și oamenii sunt diferiți. Deci pentru cineva îi plac vinuri mai ușoare, pentru cineva îi plac vinuri mai greoaie, pentru cineva îi plac vinuri roze, pentru cineva îi plac vinuri roșii. Iarăși, un sommelier, el este de fapt universal, ar trebui să fie, iar oamenii sunt diferiți. Cineva, nu știu, beți ceai cu câte lingurițe de zahăr? Fără zahăr. Păi atunci aveți o toleranță mai mică față de dulceață. Cineva bea ceai cu 5 linguri de zahăr, să aibă o toleranță mai mare față de zahăr. Și atunci pentru dumneavoastră, când este un vin puțin dulciu, o să pară că este foarte dulce, dar pentru cineva care bea cu mult zahăr, un vin mai acid, care are foarte puțin zahăr, să-i pară foarte acru. Deci noi toți suntem diferiți și avem o experiență diferită. Un sommelier trebuie să țină cont de aceasta. Și gastronomia la fel face parte, din cauza că vinul trebuie inclusiv privit ca un produs gastronomic. Și un vin se poate asocia cu o anumită mâncare mai bine, bazându-se pe acest raport dintre acidități, dulceț, textura mâncării, în comparație ca un produs pur și simplu. Da? Mai este în colegii, da? Din cauza că senzațiile gustative trebuie să fie crescătoare. Și normal, Dumitrița, dacă dumneavoastră veți începe cu un vin roșu, din soiul Malbec, un vin din Fetească Regală din anul 2021 vi se pare mai ușor, da? Va pierde în fața unui vin roșu, taninos, matur, ținut la butoi. Deci noi la fel
trebuie să ținem cont de aceste momente. Nu începeți cu un desert mâncare, începeți cu un antreu. Deci la fel este și cu vinul. Apropo, în Republica Moldova vinul este considerat produs alimentar. Ce părere aveți despre asta? Nu tot știu că vinul este un produs alimentar. Apropo, cei de la Linela nu știu, da? Și dacă a să uite cineva, din cauza că am încercat să cumpăr după orele 9 pe remise și nu mi-au vândut vin. Eu nu am cumpărat vodcă, n-am cumpărat coniac, am cumpărat doar o sticlă de vin. Pentru cine? Cu un somelier cinează târziu, că este la lucru. Deci asta sporește. Eu consider că cu cât mai mult vorbim despre vin, cu cât mai mult crește cultura de consum, cultura de degustare a vinului, cu atât riscul de a consuma abuziv această băutură scade. Din cauza că omul deprinde produsul de calitate. Nu se bea în căldări, în vagoane, în cisterne, dar se bea în sticle, în pahare și se bea asociat de o mâncare careva. Asta este cultura. Și atunci vom avea mult mai puțini oameni în stare de ebrietate, necontrolați și restul. Cât de des consumă vinul un somelier? Cât de des? Practic în fiecare zi. Anume să-l savureze acasă. Bine, suntem norocoși. Profesiile somelier sunt persoane norocoase care consumă vin sau beau la lucru, da? Dar dacă, iarăși, să nu fie adevăr sau provocare, da? Haideți să fie adevăr. Un somelier mai rar consumă vin acasă, din cauza că el consumă la lucru, și atunci eu optez pentru niște băuturi mai deosebite, cum ar fi rom, cum ar fi whisky, cum ar fi coniac, deci mai puțin, foarte puțin, dar ca să am un palat gustativ diferit. Este cunoscut deja faptul că în Republica Moldova fiecare produce vin acasă, practic fiecare dintre noi, să spunem. Cât de dezvoltată este această cultură? Sunt vinurile de acasă cele mai bune, cum se consideră la noi, sau totuși nu? Odată cu creșterea culturii de consum a vinului, crește și cultura de producere. Fac parte deja 4 sau 5 ediții din cadrul concursului național Polobocu de Aur, unde se analizează și se degustă și se premiază cel mai bun vin de casă. Și întâlnesc, anul acesta am avut o surpriză foarte plăcută, deci foarte puțin gen Isabela, Noa, Crasca și restul soiurilor, deci vinul este făcut din soiuri tehnice. Am avut inclusiv și soiul Malbec, dacă tot vorbim de astăzi despre acest soi. Da, ca o surpriză foarte plăcută, vinuri care iarăși s-au schimbat foarte bine la față, în sensul bun. Și atunci observăm că și producătorii, iarăși atunci când mă duc la țară, observ că cumpără vase de inox, încearcă să folosească anumite tehnologii, nu se mai adaugă zahăr și așa mai departe. Deci se dezvoltă chestia asta și noi ne bucurăm. Asta e ideea. Apropo, vinurile din acest an la Polobocul de Aur a fost foarte greu să găsim cel mai bun, din cauza că toate erau foarte bune. Da, erau și care erau mai puțin, da, un amestec de vin alb cu roșu și restul, dar vinul roze, făcut în condiții de casă, extraordinar.